Sunt câteva zile până când clopotele de nuntă vor răsuna în Principatul Monaco. Principesa Margareta și principele Radu, Ilie Năstase și iubita sa vor urmări nunta prințului alături de vedete și miliardari. O echipă a Observatorului se află deja în Monaco. Oricine înseamnă ceva în modă, sport, politică sau afaceri se află pe lista invitaților la nunta lui Albert. Nu doar cuplul princiar le așteaptă sosirea, ci și hotelierii. Le-au pregătit camere și oferte de lux, 5.000 de euro pe săptămână. Unii invitați au deja alte soluții. Un certain nombre d'invités prestigieux viendront amarrer leur bateau à partir de jeudi soir. Tout est top secret? Oui, pour des raisons de sécurité évidentes. Designerii Karl Lagerfeld și Giorgio Armani, magnatul Britaniei Richard Branson, președintele Comitetului Olimpic Internațional, regele Suediei și președinta Irlandei sunt câțiva dintre oaspeții care vor veni cu siguranță la nuntă. Sarcina Carlei Bruni pune sub semnul întrebării participarea cuplului prezidențial francez. Magazinele de lux și restaurantele îi așteaptă cu nerăbdare. Puține se vor putea ridica la nivelul meselor festive pregătite de celebrul bucătar princiar și echipa sa de 350 de oameni. Meniul va fi cu totul special pe măsura pretențiilor ecologistului prinț. It'll be local, seasonal, sustainable and ethical. În micul principat, toate casele au la ferestre steagurile Principatului de Monaco și Africii de Sud, țara de origine a miresei. Totul trebuie să arate perfect, dar să și sune perfect, dacă ne referim la concertele Eagles și Jean-Michel Jarre. Sera, j'espère, à la fois high-tech, l'amour populaire, poétique. Prințul Albert și Charlene se vor cununa civil vineri, iar nunta va avea loc sâmbătă.